Deci, într-adevăr, concentrațiile poluanților înregistrați în Republica Moldova și în special în localitățile populate, dens populate, înregistrează concentrații foarte mari. Aici mă refer la dioxidul de azot, la particule sau la, să spunem așa, la pulberele fine, cum ar fi particule PM10, PM2.5, dar și la aldehida formică. Aceștia, de fapt, sunt poluanții care, în marea majoritate a lor, parvin din gazele de eșapament a transportului auto. Și în special mă refer la transportul care consumă în calitate de combustibil dieselul. Practic zilnic în Chișinău noi deci depistăm concentrații destul de sporite pentru dioxidul de azot, pentru aldehida formică. Sigur că și concentrațiile de particule, de pulberele cu fracția 10, de asemenea, sunt îngrijorătoare. Exact, parvin din gazele de eșapament. În general, sigur că în centrul orașului, dacă am luat chiar intersecția Ismail cu Ștefan cel Mare, deci acolo unde se circulă intens, unde traficul este foarte intens, și o să mă refer nu doar, dar și în zonele mai depresionare. Deci de ce? Pentru că cu cât deci aceste așezări sunt mai joase, așa, deci are loc acumularea intensă a acestor poluanți în zonă și în cazul când se înregistrează acele calmii, deci se formează acea pernă de aer care deja este poluată și deci se menține în localitățile respective. Eu aș spune că în preajma uzinei sau să spunem așa la CTC Tutun, deci în zona respectivă, acolo știm că este și gara Auto Nord, respectiv o putem considera o zonă depresionară. Și nu doar această zonă, mai sunt și multe alte zone care de fapt atestă asemenea, să spunem așa, asemenea situații. În ultimii ani, deci poluarea a crescut foarte intens și iarăși o să mă refer cu acei poluanți care, deci este clar că vin din gazele de eșapament. Deci noi ar trebui să mergem pe cale de a implementa mai multe standarde ce ține de restricționarea circulației autovehiculilor vechi. Totuși vreau să spun că ar fi binevenit să introducem acele standarde euro pentru mașinile ușoare, dar și pentru mașinile de tonaj greu, care, cu părere de rău, vreau să spun că în Republica Moldova nici Euro 2 nu este în vigoare, așa să zic, ca document aprobat, ca reglementări, după care noi să ne conducem. Referitor la un aspect important, ar mai trebui să fie deci, construite acele centuri de ocolire, astfel ca mașinile de tonaj greu să nu mai circule prin Chișinău, dar să ocolească deci, zonele acestea care sunt dens populate pentru a nu se acumula acești poluanți de care am vorbit și a îmbâxi aerul.